să fim prieteni. Can we be friends? Pe Facebook. I go on Facebook too many times a day to count. Like Radio Europa FM. Mă gândesc și amploare ar fi avut muzica lui Michael Jackson dacă în anii 80 ar fi existat Facebook-ul și alte rețele de socializare. Mai nu-mi dau seama, e o întreagă discuție aici. Știi de ce? Că acum sunt o grămadă de artiști, poate la fel de bun ca Michael Jackson, dar care sunt duși fiecare pe nișa lui, știi? Nu pe există. Drumurile, nu crezi? Nu există. Nu? Nu, 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 nu. A? Se apropie, mie poate. Mi se pare că, bun, că nu-s de valoarea aia. Dar mie mi se pare că este mult mai greu astăzi să reușești ca artist să fii cunoscut de o planetă întreagă decât... Mai greu? Da, nu cred. Imediat faci un filmuleț. Cu gusturi. A, că faci un filmuleț pe TikTok, care că pui un refren și ce... se viralizează în întreaga lume. Pe când Michael Jackson a fost un inovator, adică, na, și-a inspirat-o... Eu am gândit la alegerea oamenilor, știi? Că oamenii au de unde să aleagă acum atât de mult să se uite la o grămadă de muzică și e la diverse... E concurența mai mare, asta e concurența imensă, da. Oriunde te învârți, ai un telefon în mână, imediat YouTube, Spotify, radio, ai făcut din asta, te-ai uitat, pac, un artist care îți place. Dar gândește-te ce ar fi fost cu Michael Jackson pe TikTok în anii 80. Mamă, cum ar fi făcut lumea dansuri din alea. Și nu numai. S-ar fi un schelet. Da. Aia putem să facem și noi acum, cred că devenim celebri dacă facem un TikTok. Ar trebui să mai slăbim ca să ajungem la schelet. Să TikTok și pentru grași. Cătălin Striblea, bine ai venit. A început rațiunea zilei, de fapt va începe în câteva momente. Înțeleg că mergem în Germania astăzi. Bine, da, e o idee foarte bună. Adică poți să te duci necalificat în Germania în construcții și să iei cam 3.000 de euro. Hai că ți explic imediat. Cât? 3.000. Pe lună. Pământ? Pe pământ, dar pe lună, da. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Explicațiile sună în felul următor. Germania a dat drumul la planul lor național de redresare și reziliență, că și ei au plan de ăsta, cum avem și noi. Știți voi, alea zecile de miliarde, 29 în cazul nostru, care vin de la Uniunea Europeană, a dat drumul mai repede Germania, pentru că, mă înțelege, administrația mai bună, oameni mai bine pregătiți și așa mai departe. Șantierele lor au început să funcționeze și Germania are brusc nevoie de mai mulți muncitori decât avea înainte, iar una dintre sursele principale de muncitori ale Germaniei este estul Europei, respectiv România. S-a ajuns la situația în care un muncitor necalificat din România poate câștiga până la 3.000 de euro pe lună în Germania, pentru un astfel de șantier. Uite ce zice aici vicepreședintele Federației Firmelor din Construcții, Renel Tofan. Zice așa: bruma de muncitori calificați pe care o mai avem, în scurt timp va pleca, vorbim de Franța, în primul rând Germania, Italia, țări care au deja șantiere. Deja au deschis șantierele, adică fizic, pe pământ, acolo să duc oamenii, șantiere ar trebui să avem și noi. Și zice... Probabil, în cel mai fericit caz, în 2023, vom lucra în șantiere, dacă vor mai exista, în șantiere din PNRR, în cazul nostru. Și asta sigur că e o problemă mare de tot pentru economia românească, că nu avem forță de muncă, se știa. Dar că brusc, ca urmare a acestor șantiere, o să avem și mai puțină forță de muncă, ăsta e un lucru la care nu ne așteptam. Noi vedeam PNRR-ul ăsta ca pe o șansă, ceea ce și este să reconstruim niște lucruri în România. Spuneam, uite, intră niște bănuți în România, hai să facem treabă. Și aici... Putem face metavers. Noi putem face metavers. Aici e problema și aici trebuie să ne ducem în partea asta la altă. Prietene, guvern, unde ești cu PNRR-ul? Ei au zis în felul următor: domnule, la 31, ăsta PNRR-ul are niște jaloane, să le spunem, cred că ăsta e termenul, care sunt analizate la fiecare 3 luni, la finalul fiecărui semestru. Și prin decembrie ziceau ei că au îndeplinite 19 din vreo 25, 3 erau în pericol de blocare și vreo 2 erau așa, să își trau un picior. Din alea 19 nu e adevărat că au îndeplinit pe toate. Asta e muncă birocratică, da? România și-a luat 3 miliarde de euro, a primit, deci a intrat în țară 3 miliarde de euro, ca să facă munca asta birocratică, știi, un șantier, o investiție, totul se pregătește înainte cu niște acte, niște documente, niște contracte. E, printre altele, să vă dau exemple, reconstrucția metroului de la București, construcția metroului de la Cluj, autostrada A7, alte bucăți de autostradă erau toate prin chestiunea asta, care ele săracele ar fi trebuit la acum, în perioada asta, adică luna cam intrat în trimestrul al doilea, nu?
cam pe aici, urmează. Cam pe acolo, da. Cam pe acolo, da? Ar trebui să înceapă să se facă contracte, mă înțelegi? Ca după aia să vină licitațiile, ca după licitații să vină lucrările. Nu suntem acolo. Adică... Și oricum problema principală rămâne, pentru că tu, stat român, deschizi șantierul, dar îți permiți să plătești muncitorul necalificat cu 3.000 de euro pe lună? Să zicem că banii sunt ăia, adică, bun, cât e șantier și în România și în Germania, prețurile la materiale de construcție sunt cam echivalente, că toate vin din import. La noi să zicem că e acolo. Nu știu dacă vei ridica banii la salarii atât de mult. Păi aia zic. Da. Ce-l convingi pe muncitorul român să rămână... Se întoarcă. Sau să rămână la tine. Aici va fi marea bătaie de cap și atenție, să vor deschide aceste lucrări, care sunt niște lucrări mari naționale, probabil vor veni multe firme. Va fi foarte interesant ce se va întâmpla pe piața construcțiilor de blocuri, case, și ce se va întâmpla cu prețurile mai departe. Dar ăsta trebuie să recunosc cinstit că e un impas pe care niciunul dintre noi nu-l anticipa. Adică noi am zis, mamă, ce binefacere că o să vină. Nu, banii au venit peste tot. Problema este că în competiție cu alții, aia se mișcă mai bine. Ziceți că e o situație nouă, pentru că întotdeauna românii nu știau pleca la muncă în străinătate, pentru că, ce să vezi, erau plătiți mult mai bine acolo. Și istoria se repetă. Acum m-am uitat pe o analiză. La începutul acestui an, salariile în construcții sunt între 4.000 de lei net și 10.000 de lei net. Atenție, astea nu sunt alea declarate la stat, sunt astea pentru noile angajări. E o analiză făcută de un site din ăsta care intermediază angajarea. Și a zis, domnule, la noi în construcții, primul salariu, cel mai mic salariu care se oferă e de 4.000 de lei și cel mai mare pe care îl găsim e de 10.000 de lei. Deja... 10.000, între 10.000 de lei și 3.000 de euro, că 10.000 de lei, înțeleg că e cineva specialist, nu? Adică da, acolo ar fi cineva care știe mai mult. Deci la noi maximum ar fi de 10.000 pentru cel mai specializat, iar în Germania, în Germania 15.000 pentru necalificat. Pentru necalificat. Deja sunt niște probleme mari aici și în ciuda venirea acestor bani, dacă stimatul guvern nu dă drumul mai repede la toate lucrurile astea, adică cumva să-i prindem din urmă pe băieții ăștia, o să ne trezim la toamnă când realmente, sau anul viitor când facem șantiere, când dăm cu sapa acolo, când trebuie făcute lucrurile astea, că începem să fluierăm apa gubă, că nu o să avem cu cine, sau, după cum au zis constructorii, prietene, aducem o grămadă de cetățeni din Vietnam, da, care e o soluție, dar toată lumea se plânge acum de calitatea lor. Sigur. Eu promis să fac o dezbatere la România în direct, că sunt foarte curios. Deja vorbim de niște salarii și de niște probleme pe care nu prea le imaginam noi. Trebuie să începem să facem o casă doar cu vietnamezi și altă casă cu, nu știu, acum, cu români și să comparăm. Îți dau această întâmplare la final și probabil cu asta o să încep să facem în România în direct. Muncitorii asiatici, nu știu, de care angajați de o firmă, chinezi cred că erau, mi-a povestit un amic care lucrează în domeniu și care au dispărut, înțelegi? El avea șantierul deschis, lucrurile începuseră să se contureze. Păi și într-o seară... Aia e problema, unde s-au dus? Deci au dispărut. A fost așa ca o magie, s-a dus la baracă, era, nu i-a mai găsit. I-a căutat pe aici, prin Europa. Mă rog. E posibil. Știi tu care e Europa. Mulțumesc, Cătălin. Da, știu care e Europa. Cea de lângă noi. Da, cea de lângă noi. Mulțumim pentru comentarii. Te așteptăm și mâine.